Code Kids Fest este un eveniment tematic dedicat pasionaților de știință și tehnologie care își propune să promoveze proiecte din domeniul IT-robotică realizate de copiii care sunt și membri ai cluburilor Code Kids funcționale în biblioteci publice din județele Vâlcea, Gorj și Hunedoara. Proiectul în sine, Code Kids, programează viitorul comunității tale, le dă posibilitatea acestor copii și bibliotecarilor din mediul rural și urban mic să-și dezvolte competențele digitale și, în egală măsură, să dobândească noțiuni de bază de programare. La târgul organizat la Biblioteca Județeană Antimivireanul Vâlcea au participat copii din Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu, Pietrar, Tomșani, Bunești, Turceni, Jupânești și Baru. Acești copii nu numai că învață să facă coding, dar învață și să conceapă lucruri sustenabile, dar suntem într-o perioadă în care trebuie să ne gândim foarte bine la resurse, cum le economisim, nu? Și atunci proiectul lor vine exact în direcția asta. Adică avem un bec, dar poate nu avem nevoie de el să lumineze cu aceeași intensitate pe tot parcursul zilei. Proiectul nostru este format din euliene. Este vorba despre euliene și roboți Arduino. În acest proiect, eulienele au o parte de extragerea energiei pentru cei 3.000 de locuitori ai comunei noastre. Printre proiectele prezentate la Târgul de Știință s-a numărat și un solar inteligent realizat de copiii din comuna Bunești. Mi s-a părut greu de realizat pentru că trebuia să conectăm foarte multe piese. Și acum când te uiți ce a ieșit? Mi-a simt mândru de mine pentru că am putut să realizăm această lucrare. Greu, dar și foarte frumos, pentru că am lucrat în echipă. Ce ți s-a părut mai greu? Montajul. Și mi-am gândit la acest proiect pentru a ne ușura viața. Este vorba de un solar care poate fi aplicat sau construit acasă în gospodărie, nu vorbim aici de solar industrial. Un solar de până la 200 de metri pătrați poate să funcționeze cu acest sistem electronic și cu acest sistem mecanic. Și sigur, ideea a venit de la copii, un copil chiar are acasă un solar și ne-am gândit că ar fi bine să venim cu acest proiect. Toți vizitatorii Târgului de Știință și Tehnologie pentru Copii au avut prilejul să participe la ateliere practice susținute de elevi care activează în cluburile de robotică funcționale în cadrul colegilor Mircea cel Bătrân și Alexandru Lahovari.